S-au întâlnit măcar o dată cu geografia sau cu geologia, au auzit, născut pe 14.797, a fost important avocat și geolog englez. Ca geolog este autorul lucrării Principiile Geologiei, în care omul este de părere că Pământul a fost format de niște forțe cu acțiune lentă care există și astăzi. Născută tot astăzi, pe 14 noiembrie, trecem în revistă pe Gabriela Sabo, atletă din România de talie mondială, actualmente retrasă din activitatea sportivă. Tot 14 noiembrie ne vorbește despre calendarul, din calendarul ortodox, Sfinții Apostol Filip, Sfântul Grigore Palama, începutul postului Crăciunului. Calendarul romano-catolic spune că celebrează veneranda și este ziua mondială de luptă împotriva diabetului. Cu asta încheiem pixelul pe astăzi, vă așteptăm mâine cu mai multe detalii. Rămâneți alături de programele TV Bit Pașcan pentru cele mai importante știri și alături de ziarul Orizont.info pentru cele mai calde și la fel importante știri ale zilei. Până mâine, toate bune! Acum 20 de ani, în Pașcani existau 25.000 de locuri de muncă. Azi avem doar 5.000. În 91 se construiau 500 de apartamente. Anul trecut s-au construit 4. Acum 20 de ani eram 45.000 de suflete în oraș. Azi, un sfert dintre noi își caută de lucru prin străinătate. Tu știi cine ne-a condus în ultimii 20 de ani? Schimbă sau rămâi la fel. Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii de dezbatere electorale Alege Bine. Invitații mei din această seară sunt cei trei candidați pentru Camera Deputaților în Colegiul Electoral Pașcani. Nu împreună, așa cum ar fi fost firesc în cadrul unei dezbateri, ci pe rând, fiecare câte 20 de minute, poate chiar 30, conform voinței acestora. Așadar, începem emisiunea din această seară cu doamna Liliana Romaniu, candidatul ARD pentru Camera Deputaților în Colegiul Electoral Pașcani. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Cu multă plăcere! Urmează domnul Dragoș Voinea de la PPDD, apoi domnul Neculai Rățoi din partea USL, însă după pauzele de publicitate. Bun, doamna Romaniuc, așa cum am discutat și în celelalte emisiuni electorale, pentru început, pentru că, iată, vor fi 4 emisiuni de dezbatere pentru candidații la Camera Deputaților în Colegiul Pașcani. Pentru început, vă invit să vă prezentați, să vă cunoască mai bine pașcănenii, cei care urmează pe 9 decembrie să meargă la urne și să ne spuneți care sunt motivele pentru care candidați și ce realizări vă recomandă pentru a ajunge în Parlament. Da, așa cum ați spus și dumneavoastră, numele meu este Liliana Romaniuc. Sunt soție, sunt mamă a 2 copii, fiica mea este profesoară de limba engleză, fiul meu este student în anul 1 la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Profesor de matematică, foarte mulți ani, apoi fondatoare de școală în anul 1995. Am fondat prima școală particulară din Iași și din, aș putea spune, din jumătate, din această parte a țării, jumătate din țară chiar. Una dintre primele școli din țara noastră, altfel spus. După care mi-am continuat activitatea conducând școala aceasta.
acreditându-l și ajungând la momentul acesta una dintre cele mai cunoscute și mai performante școli, nu doar din rândul școlilor particulare, ci în general din județul Iași și din țară. În aceeași perioadă, mi-am continuat formarea profesională în Statele Unite, la Universitatea George Washington, din Washington, D.C., după care am lucrat la Departamentul Federal de Educație al Statelor Unite și a urmat o altă perioadă în care am fost și sunt în continuare extrem de implicată în proiecte europene, în mod special, proiecte care au legătură, pe de o parte, cu formarea resursei umane din educație, dar și proiecte care au legătură cu dezvoltarea și creșterea calității sistemelor educaționale. Formatori european, sunt implicată în momentul acesta în două proiecte europene, lucrez cu Universitatea din Amsterdam și cu Universitatea din Köln, în două proiecte care au în vedere, primul, formarea directorilor și a formatorilor în management educațional din țările balcanice, proiect care urmează să fie apoi, sau program de formare, care se va derula și în alte țări din Europa, sunt vizate Turcia și Moldova, și un alt program de formare pentru profesori de toate disciplinele pe tematica literației. Un domeniu nou, de fapt ambele domenii sunt foarte noi în țara noastră. Am avut de asemenea și un mandat de inspector școlar general la Inspectoratul Județean Iași. Cred că e suficient. Bun. Ce caută un manager care a făcut performanță în educație, în politică? Ce caută un astfel de manager la Pașcani? Eu cred că avem nevoie în țara aceasta de oameni care sunt foarte, foarte bine pregătiți în domeniile în care ei activează. Cred că, și din păcate, mie îmi pare foarte rău că se întâmplă lucrul acesta, de multe ori, atunci când spui politician, nu știu cum, în dreptul lui, apare semnul egal lipsit de performanță sau lipsit de expertiză profesională sau un slab profesionist, lucruri de genul acesta, care mi se par extrem, extrem de nesănătoase pentru ceea ce noi vrem să facem în țara aceasta. Altfel spus, transformarea acestei țări, schimbarea acestei țări, adaptarea ei, dacă vreți, la tot ceea ce înseamnă contextul european, unde știm foarte bine că profesionalismul este un element extrem, extrem de important. Prin urmare, cred foarte tare că, o să vă fac o mărturisire, eu nu mă definesc în primul rând ca fiind un politician. Și știu că e riscantă, poate că o astfel de confesiune sau mărturisire, dar asta este realitatea. Și cred în același timp că pentru a avea un sistem educațional de calitate, care după aceea va genera profesioniști și experți în toate domeniile în care avem nevoie de ei, trebuie să avem în Parlamentul României oameni care știu ce înseamnă educația. Oameni care știu ce înseamnă managementul educației, oameni care au capacitatea de a vedea educația în totalitatea ei, de la ciclul de la învățământul preșcolar până la finalizarea studiilor și după aceea învățarea pe tot parcursul vieții. Pentru că suntem într-o cu totul altă perioadă, perioadă în care învățarea nu se termină în momentul în care ai părăsit școala. Da? Deci acesta este un motiv foarte, foarte important pentru mine de a intra în această, hai să spunem, competiție. De ce Pașcani? Cred că am mai răspuns la această întrebare. Pașcanul este un oraș, un municipiu, o zonă pe care am vizitat-o foarte mult în timpul mandatului meu. Dacă mă întrebați acum de ce mai mult decât alte zone ale județului, n-aș putea să vă dau un răspuns. Pur și simplu așa s-a întâmplat. Și am fost extrem de impresionată de calitatea școlilor noastre de aici, calitatea resursei umane, de ceea ce copiii realizează. Avem niște rezultate extraordinare la școlile din zona aceasta. Și în contrast cu aceasta, cu această realitate care există, ceea ce se întâmplă pe stradă, faptul că
Orașul acesta pare a fi un oraș care e încremenit, un oraș în care nu se mai întâmplă nimic, e suficient să mergi pe splanadă. E un lucru cu care pașcanul se mândrește și e un lucru foarte frumos. Se mândrea pentru că acum arată da? Foarte urât. Asta vreau să spun. Arată incredibil de rău. Mă uitam de pe scări, așa, imaginea aceea a întregii splanade, blocurile. Acoperișurile blocului par a fi clădiri părăsite, geamuri sparte la podurile blocurilor. Deci este un oraș în care se pare că lipsește motivația, dorința de a trăi și de a trăi, cum să vă spun, așa intens, activ, să simți, să trăiești cu drag în orașul acesta. Atunci am văzut orașul acesta ca pe unul care în care schimbarea e mai necesară ca oriunde în altă parte. Și iarăși vă mărturisesc că îmi plac foarte mult lucrurile care par imposibile. Ori acest lucru pare la momentul acesta pentru mulți imposibil, nu și pentru mine. De asemenea, îmi place foarte mult ca pe acolo pe unde trec locul respectiv să rămână mai bun, lucrurile să fie mai bine acolo. Și atunci m-am gândit, dacă e să merg într-o competiție electorală, atunci ar trebui să merg acolo unde este cea mai mare nevoie, acolo unde experiența mea, expertiza mea pot fi puse în valoare și pot face locul acela mai bun. Pentru oameni, evident, și pentru copii. Bun, zilele trecute ați organizat o conferință de presă la sediul de campanie aflat chiar pe Esplanadă, în zona Esplanadei. O conferință de presă extrem de interesantă. V-ați lansat, practic, programul electoral, programul politic, alături însă de un american. Ați dat, din punctul meu de vedere, un semnal extrem de important pentru comunitate, și anume faptul că Pașcaniu trebuie să găsească o soluție pentru o relansare economică. Foarte pe scurt, în ce constă programul dumneavoastră electoral? Ce ați dori să faceți din postura de deputat dacă pășcănenii vă vor alege pe 9 decembrie? Da. În primul rând aș vrea să spun că noi avem un program politic. Nu e doar un program electoral. Adică nu e un program doar pentru perioada aceasta. Este un program pe care noi ne propunem să-l implementăm în următorii 4 ani. Și aș vrea de asemenea să scot în evidență faptul că în programul acesta, dincolo de lucrurile pe care noi ni le-am propus, există o argumentare foarte clară a lui. O argumentare care are în vedere 2 aspecte. Pe de o parte, caracteristicile regiunii de nord-est, caracteristici de natură economică, demografică, geografică și așa mai departe. Apoi, faptul că, deși este cea mai mare regiune, este regiunea în care avem, ocupă locul al doilea din punct de vedere al populației, este regiunea în care avem cei mai mulți copii, de exemplu, este regiunea cea mai săracă din țară. După care urmează o analiză cu privire la ceea ce înseamnă zona Pașcani. Și iarăși, cu toate problemele cu care zona aceasta se confruntă, scăderea populației, scăderea numărului de locuri de muncă, toate elementele acestea pe care dumneavoastră le puteți găsi în acest program, după care sunt identificate cauzele care au dus la această stare de lucru și la nivelul regiunii și la nivelul zonei Pașcani. Am pus de asemenea aici responsabilitățile parlamentarului, pentru că eu consider că este foarte important ca populația să știe care sunt lucrurile pe care un parlamentar trebuie să le facă, poate să le facă și ceea ce nu trebuie să facă. Sau nu poate să facă. Sau nu poate să facă. Și face doar promisiuni. Și eu cred că trebuie să părăsim acest mod de a ne adresa populației și să informăm pe oameni exact ceea ce trebuie și să informăm corect. După care ne-am propus niște obiective, apoi prioritățile programului politic, iar obiectivele sunt de 2 tipuri, pe termen scurt, care înseamnă 2013-2014, și pe termen mediu, 2015-2016. În speță, și apoi câteva tipuri de relații. Programul nostru cuprinde 4 elemente foarte importante. Primul element este legat de faptul că aceasta este o zonă săracă. Altfel spus, oamenii nu au bani. De ce nu au bani? Pentru că nu au locuri de muncă. Da? Și care este soluția?
Păi, țara noastră contribuie foarte mult la bugetul Uniunii Europene. Există bani europeni. Din nefericire, banii aceștia nu au fost aduși în țară și nu au fost aduși aproape deloc la Pașcani. Există un munte de bani la Bruxelles, numai că trebuie să existe oamenii care să aibă curajul să caute axele de finanțare, să caute, să aplice și apoi să scrie proiecte, altfel spus, după care banii aceștia vor veni în zona Pașcani. La Inspectoratul Școlar Județean Iași am lăsat 20 milioane de euro în momentul în care am plecat. Sunt banii care au venit pe proiectele pe care le-am scris împreună cu echipa de acolo și care au fost câștigate ulterior și continuă, de fapt, implementarea acestora. Prin urmare, la Pașcani trebuie să aducem banii europeni. Banii aceștia există, trebuie să-i aducem. Aducând banii aceștia, rezolvăm trei lucruri. Pe de o parte, e o nevoie pe care noi avem, o problemă pe care o rezolvăm cu o finanțare externă, finanțare europeană. Al doilea lucru, se creează niște locuri de muncă și, nu în ultimul rând, sunt investiții pe care le faci, fie că e vorba de firme, de școli, de instituții și așa mai departe. Al doilea obiectiv din programul nostru, extrem de important, are legătură cu investitorii străini și cu dezvoltarea economică a orașului. Dumneavoastră ați spus că orașul acesta, și așa este, este într-o decădere economică totală. Este suficient să te uiți, să vezi ce a mai rămas din industria dinainte de 89, nu că aș fi o fană a ceea ce a fost înainte de 89, sub nicio formă. Dar totuși, cam tot ce a fost, în 22 de ani, s-a distrus sau s-a redus extraordinar de mult. Și sigur că în cazul acesta, în condițiile acestea, sunt explicabile frustrările și nemulțumirile populației. Ok, bun, am închis, am dărâmat, ce punem în loc? Asta este întrebarea, pentru că nu este suficient doar să plângi continuu, iar politicienii să dea vină unii pe alții. Și iarăși vreau să spun, din punctul acesta de vedere, sunt la fel ca oricare dintre oamenii din Pașcani. Și eu spun același lucru. Au distrus, au făcut, dar ce punem la loc? Și din punctul acesta de vedere, soluția cu care noi venim sunt investitorii străini. Și am ajuns la ceea ce m-ați întrebat. Faptul că am trăit în Statele Unite, faptul că eu călătoresc foarte mult, mi-a dat posibilitatea să cunosc foarte mulți oameni și să intru în tot felul de medii în care există investitori, există oameni care vor să facă lucruri de genul acesta. Domnul Paul Sutton, cu care am fost la conferința de presă, este un investitor american foarte interesat să investească în această zonă. El este doar unul din cei foarte mulți. Din punctul acesta de vedere, trebuie să recunosc că m-a interesat foarte mult părerea lui, să văd ce spune un om care intră pentru prima dată în această zonă, un om care are o cu totul altă mentalitate decât avem noi. Să văd, putea să-mi spună, nu știu dacă sunt foarte multe lucruri de făcut în Pașcani. Este potențial sau nu? Asta vreau să spun. Aproape orice vrei să faci în Pașcani, e timpul să te apuci să faci. Acesta este mesajul. Dar, din nou, ca să-i poți aduce pe oamenii aceștia aici, unu, tu trebuie să fii o persoană credibilă și această credibilitate să fi fost dovedită în timp. Doi, trebuie să fii un foarte bun comunicator. Trebuie să comunici, trebuie să știi să vorbești într-o limbă străină, trebuie să știi să folosești toată tehnologia aceasta informatică, pentru că nu mai vorbim așa cum vorbim noi astăzi, face-to-face, nu? Ci, în general, vorbim folosind spațiul acesta virtual, da? Și trebuie să fii extrem de dinamic. Nu poți să călătorești. Pentru că, știți cum e, oportunitatea vine și trece. Informația, dacă n-ai prins-o, ți-a prins-o altcineva și ai pierdut. Deci, trăim într-o perioadă în care dinamismul acesta este unul extrem de important. Și trebuie să vă mărturisesc din nou că sunt extrem de dinamică. Uneori e enervant de dinamică. Deci, aceasta e povestea cu domnul Paul Sutton și al treilea lucru din programul nostru este legat de educație. Ca un om care vine din educație, crede în educație, a trăit și trăiește prin și pentru educație,
Este absolut normal să investească și să investesc în continuare foarte mult din ceea ce eu sunt, din timpul meu, din energia mea, din expertiza mea în susținerea educației. Consider că s-au făcut lucruri bune, dar s-au făcut și foarte multe erori. Din punctul acesta de vedere, sunt prima care își asumă că chiar în guvernarea precedentă au fost anumite erori, anumite lucruri care nu au fost în regulă. Din punctul acesta de vedere, sunt gata oricând să spun care sunt aceste lucruri și, mai mult decât atât, să vin cu soluții. Pentru că, iarăși, o meteahnă sau un obicei prost al politicienilor, și dați-mi voie să vă spun că eu m-am săturat de lucrurile astea, să critici continuu, dar spune-mi care e soluția. Da? Nu e bine așa, dar vino și spune-mi care este soluția. Atâta vreme cât nu vii cu o soluție, mai bine taci, nu mai spune nimic. Pentru că nu are sens, îi mințim pe oameni și nu este corect. Da? Și de aia suntem de 22 de ani, se pare că nu suntem în stare să facem, știu eu, să avansăm. Facem un pas mic și după aia iarăși 2-3 pași înapoi. Prin urmare, sunt extrem, extrem de interesată, de altfel a fost și o prioritate a mandatului meu să aduc, și lucrul acesta poate fi dovedit, să aduc în județul Iași, la Inspectoratul Școlar Județean Iași, perspectivele europene asupra educației. În timpul mandatului am avut conferințe, invitați, din Statele Unite ale Americii, din Finlanda, pentru că ne place sistemul finlandez, din Scoția, din Norvegia și din Germania. Deci, doar în timpul mandatului. De asemenea, extrem, extrem de multe proiecte europene au fost pe educație, au fost implementate în timpul mandatului. Numărul lor cred că a fost de câteva ori mai mare decât înainte și a fost o provocare pentru mine ca cât mai multe școli din județul Iași să aibă curajul să acceseze aceste proiecte europene. Altfel spus, să aplice și să obțină câte un proiect european. Și așa s-a și întâmplat. Și cât mai mulți profesori. Deci, din punctul acesta de vedere, acesta este un element care ne interesează, să continuăm să conectăm școlile noastre cu școli din spațiul european și nu numai, pe de o parte, să formăm și să echipăm resursa umană corespunzător cu ceea ce se cere la nivel european, pentru că una peste alta, copiii pe care noi îi pregătim în școlile noastre, trebuie să fim convinși de asta, nu vor lucra doar în România. Și chiar dacă vor lucra în România, imaginați-vă că la Pașcani vine domnul Paul Sutton, investitor american, și vrea să înceapă aici o afacere. Va lucra cu români, nu să-și aducă oameni din America să lucreze, da? Prin urmare, angajații lui de aici trebuie să fie oameni bine pregătiți, sigur, să poată vorbi chiar și o limbă străină, dacă ne referim la cei mai tineri. Deci despre asta vorbesc. În sensul acesta spun că trebuie să corelăm educația și formarea copiilor noștri cu ceea ce se întâmplă la nivel european. Și mai avem un punct în programul nostru politic care are în vedere viața socială și culturală a orașului și a municipiului Pașcani. Cred că și din punctul acesta de vedere există foarte mult, o mare nevoie aici și o să vedeți chiar și în perioada aceasta, avem foarte multe lucruri pe care am vrea să le aducem la Pașcani, cu care am vrea să îi ajutăm pe oamenii din această zonă și să-și recapete din nou bucuria și dragul de viață, că până la urmă de ce trăim, nu? Bun, i-am întrebat și pe ceilalți competitori care au participat până acum la emisiune de dezbateri, pentru și pe dumneavoastră, ce garanții puteți oferi, ce garanții oferă RD-ul, așa încât ceea ce spuneți dumneavoastră, proiectele pe care le aveți, proiectele pe care, iată, le are RD-ul, pot fi și vor fi implementate, vor fi puse în practică. Vă întreb asta pentru că știți bine, oamenii nu prea mai au încredere în politicieni, mai ales în promisiunile care se fac în campaniile electorale. Eu aș începe prin a vă spune că eu nu fac promisiuni. Nu o să găsiți materiale publicitare sau materiale electorale în care să fie făcute promisiuni. Nu. Sunt niște realități despre care vorbim. Sunt niște lucruri despre care noi credem că este extrem de important ca orașul acesta să beneficieze
Și în dreptul fiecărei afirmații există un cuvânt scris, dovada. Altfel spus, când vorbim de fonduri europene sau bani europeni, imediat sub această afirmație există dovada. La Inspectoratul Școlar Județean Iași au fost aduse 20 de milioane de euro. Da? S-au derulat peste mai mult de 18 proiecte în perioada aceasta. Când vorbim despre investitori străini, dovada a fost chiar la conferința de presă. Deci nu vorbesc despre ceva care se va întâmpla cândva. Nu. Sunt lucruri foarte, foarte concrete. Când vorbesc despre educație, este exact același lucru. În momentul acesta lucrăm la un program de formare ce va fi derulat pentru regiunea de nord-est. Atenție, mă refer la toată regiunea. Și vom forma 600 de profesori pe literație. Deci nu vorbesc doar că se va întâmpla ceva într-un viitor nedefinit, ci vorbesc de lucruri foarte clare. Deci există dovada pentru fiecare afirmație pe care noi o facem cu privire la acest program politic. Da? Aceasta cred eu că este o garanție, pe de o parte, și pe de altă parte, eu cred că garanția trebuie să fie omul. Deci ne uităm la ce a făcut omul până la momentul respectiv, pe de o parte, și pe de altă parte ne uităm la măsura în care omul respectiv poate sau nu să facă față cu provocările pe care timpul prezent și mai mult decât atât viitorul le aduce în fața noastră. Pentru că dacă nu are competențele necesare pentru a sta în fața acestui viitor și a-i face față și a prezentului, care este așa cum este, atunci nu știu dacă mai are ce căuta acolo. Ce părere aveți despre programul politic prezentat de competitorii dumneavoastră? Îmi cer scuze. Dumneavoastră ați văzut programele lor politice? Că eu le-am căutat, dar n-am găsit pe nicăieri. Nu le-am văzut. Poate că au fost și n-am căutat eu bine pe internet. Sau... Eu n-am văzut program politic. Dumneavoastră ați văzut așa ceva? Bun, dar despre competitori, ce părere n-am văzut. Aș fi vrut să văd programele lor politice. Recunosc, am fost și sunt în continuare extrem de curioasă, pentru că până la urmă, cine va câștiga va trebui să se uite și la celelalte programe politice și dacă acolo sunt idei mai bune sau lucruri care pot fi preluate, cred că orice om înțelept și de bună credință face lucrul acesta. Pentru că nu te duci în Parlamentul României pentru tine, sau cel puțin așa este, asta este ceea ce cred eu, ci pentru a face ceva pentru comunitatea care te trimite acolo. Ce părere am despre competitorii mei? Eu aș fi vrut să-mi spun părerea cu privire la ei prin prisma unui program politic, pentru că această competiție ne aduce pe toți trei în fața unei provocări, și anume aceea de a vedea care sunt problemele acestei zone și de a le reprezenta în Parlamentul României. Și, apropo, una dintre atribuțiile parlamentarului, poate că atribuția cel mai puțin cunoscută este aceea că parlamentarul trebuie să facă legi, să facă legi bune pentru țara aceasta. Ei bine, în programul nostru politic care se numește Schimbă sau rămâi la fel, apar proiectele de lege pe care candidatul Liliana Romaniuc își propune să le inițieze în perioada mandatului. Foarte, foarte clar, foarte bine definite. Și legat de aceasta, cred că este foarte important ca și dumneavoastră, dar și telespectatorii noștri să înțeleagă că și parlamentarul trebuie... Nu, trebuie să înțeleagă așa. Parlamentarul trebuie să dea socoteală. Deci, nu există să ajungi în Parlamentul României și să nu mai dai socoteală. A da socoteală înseamnă să vii cu regularitate, deci înseamnă să vii cu așa ceva în fața electoratului, după care să vii cu regularitate în fața electoratului și să spui ce ai făcut. Și vă mai spun un lucru. Dacă parlamentarul nu face acest lucru, dumneavoastră și dumneavoastră trebuie să-i cereți să dea socoteală. Aceasta înseamnă democrația. Dacă ne referim la perioada comunistă, atunci nu dăm socoteală. Fiecare face ce vrea. E stăpân. Ca pe o moșie. Și o, știți cum, o domină. Da? Dar în rest, trebuie să dea socoteală. Prin urmare, din punctul acesta de vedere, îmi pare rău să spun,
nu mi-am întâlnit competitorii. Pentru că eu nu trebuie să-i cunosc din punctul de vedere al vieții lor private. Nu mă interesează. Nu e treaba mea. Eu trebuie să mă întâlnesc cu ei, aici la dumneavoastră, sau oriunde în altă parte, și să avem în față așa ceva. Din punctul acesta de vedere, vreau să-i cunosc și vreau să mă cunoască. Poate se va întâmpla totuși până la finalul acestei campanii. Foarte pe scurt, mai avem câteva minute doar până la finalul acestei emisiuni. Cum va arăta relația dumneavoastră dacă veți ajunge în Parlament cu administrațiile locale? Vă întreb asta pentru că de cele mai multe ori activitatea parlamentară se intersectează cu activitatea administrativă. Din perspectiva atragerii de investiții guvernamentale, iată, sunt foarte multe primării, chiar în situația în care au conturile blocate, nu au nici măcar bani pentru salarii și am scris în acest an despre asemenea cazuri în județul Iași. Ce va face parlamentarul Romaniuc în relația cu administrațiile locale? În condițiile în care primarii sunt de diferite culori politice. Eu cred că parlamentarul Romaniuc, așa cum ați spus dumneavoastră, va face aproximativ aceleași lucruri pe care le-a făcut și la Inspectoratul Școlar Județean Iași, poziție din care a lucrat atât cu primari, să zicem, de la PDL, cât și cu primari de la PSD și de la PNL. Și din punctul acesta de vedere, eu cred că primarii PSD, să spunem foarte clar, din această zonă și PNL, pot să vă confirme faptul că, și nu numai din această zonă, că nu a existat niciun fel de abordare subiectivă sau preferențială atunci când s-a pus problema a ceea ce este mai important și necesar pentru școli și pentru copiii noștri. De altfel, un exemplu foarte concret de colaborare, pentru că despre asta este vorba până la urmă, cred că am capacitatea să colaborez și să depășesc, hai să spunem, opțiunile sau culorile politice, pentru că până la urmă, pe cetățeanul de rând îl interesează mai puțin ce culoare politică ai. Pe el îl interesează să-i rezolvi sau să-l reprezinți așa cum trebuie în Parlament. Exact același lucru era și cu copiii. Copiii noștri nu au culoare politică. Prin urmare, acolo unde era nevoia, și avem, cred că Tătărușe, dacă nu mă înșel, de aici la dumneavoastră, a primit microbuz și nu e singurul. Mai sunt și altele, da? Și, iar dacă mi-amintesc eu bine, cred că domnul primar de acolo este de la PSD, da? Ei, pentru că a existat o nevoie acolo, microbuzul s-a dus acolo. Pentru că a existat o nevoie în altă parte, banii sau investițiile au mers acolo. Deci asta a fost prioritar. Același lucru cred că voi face și aș face și din postura unui parlamentar. Trebuie să primeze interesul cetățeanului, pe de o parte, și al comunității respective. Și voiam să mai dau un exemplu. Primarul nostru de aici, de la Pașcani, a fost o persoană cu care am colaborat foarte bine în momentul în care am deschis centrul de excelență. La momentul respectiv, dumnealui nu era primar, dar avea, fără doar și poate, opțiune politică, a fost implicat în proiectul nostru, l-a susținut și a fost un lucru pentru care, și este un lucru pentru care, nu numai că l-am recunoscut de fiecare dată, dar i-am și mulțumit. Da? Prin urmare, cred că este necesară colaborarea, ba mai mult decât atât, aș mai spune ceva. Cred că dintr-o astfel de perspectivă, de postură, trebuie să te uiți poate chiar mai mult la cei de altă culoare, da? Pentru că critica, până la urmă, te ajută să-ți îmbunătățești tu propria ți activitate. Bun, ultima întrebare. De ce alegătorii ar trebui să vă voteze pe dumneavoastră și nu pe ceilalți competitori? Păi cred că am spus deja destul de multe lucruri, cred că le-am dat foarte multe motive. Eu cred că sunt câteva motive foarte, foarte importante. Unu, e legat de toată experiența și expertiza mea. Da? Este important să te uiți la ce a realizat omul. Dacă nu a realizat mai nimic, atunci e greu să crezi în el, să ai încredere în el. În al doilea rând, cred că un alt motiv ar fi acela că eu sunt o persoană care a avut, știu eu, idealuri, lucruri la care a visat
și a avut curajul să lupte pentru lucrurile respective. Și aproape toate lucrurile la care a avut curajul să viseze, o școală particulară, implicarea în proiectele internaționale, lucrul cu universitățile mari din Europa, să studiez în Statele Unite, să cunoști oameni de acolo, să lucrez la Departamentul Federal pentru Educația al Statelor Unite. Toate acestea sunt lucruri care s-au realizat, s-au materializat. Deci în momentul în care am un obiectiv, un ideal, sunt extrem, extrem de hotărâtă și foarte muncitoare până la urmă, pentru că nu poți realiza nimic fără muncă. Da? Nu e foarte ușor să știu eu, să îți propui ceva și să duci la bun sfârșit, mai ales când, să zicem, condițiile nu sunt cele mai prielnice, da? Și nu în ultimul rând aș mai spune că sunt o persoană ca toți oamenii din orașul acesta, până la urmă. Poate că singura diferență ar fi că visez mai mult decât alții și mă țin de ceea ce vreau să realizez. Dar asta ar fi un motiv în plus pentru oamenii de aici să capete încredere că atunci chiar când îți propui ceva poți realiza. Și ar mai fi un motiv. Acum, n-aș vrea să considerați că vreau să fac discriminare. Sunt femeie și din câte știu eu, zona aceasta n-a avut niciodată un parlamentar femeie. Și poate că ar merita să încercăm să vedem, dacă tot vorbim de schimbare, ce ar putea să facă o femeie în Parlamentul României, nu doar pentru femeile din municipiul Pașcani, dar pentru toată lumea. Promit că și pentru domni voi fi cât se poate de activă. Vă mulțumesc pentru participare. Vă aștept și la celelalte emisiuni de dezbateri pentru Colegiul 5. Vă mulțumesc și eu. Cu multă plăcere. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu domnul Dragoș Voinea, candidatul PPDD pentru Colegiul Pașcani. Acum 20 de ani eram îngrijiți de 130 de medici. Astăzi, numărul lor s-a redus la jumătate. În 91, în Pașcani se nășteau 600 de copii. În 2012, numărul nou-născuților s-a înjumătățit. Acum 20 de ani, plăteam întreținerea la fel ca restul țării. Astăzi, viața în Pașcani este mai scumpă decât la Suceava, Neamț, Botoșani sau Bacău. Tu știi cine ne-a condus în ultimii 20 de ani? Schimbă sau rămâi la fel.